Învață-mă, Doamne, puterea cuvintelor tale, căci vreau să mă regăsesc printre cei ce vor primi azi binecuvântarea bunătății tale. Învață-mă puterea iubirii, a mulțumirii și a recunoștinței, a iertării și a împăcării, a răbdării și a cumpătării. Ține-mă, Doamne, astăzi în curată bucurie și în împăcare cu aproapele meu, chiar și cu cei ce mă invidiază sau mă pomenesc cu vorbă necinstită. Și luminează-mi gândul și simțământul ca să nu mă mai îngrijorez fără rost. Și deschide-mi, Doamne, ochii minții ca să pot vedea și primi toate oportunitățile și șansele pe care Tu le vei trimite astăzi în calea mea. Amin. Doamne, nu stă în puterea mea să știu toate cele ce astăzi mi se vor arăta, căci viitorul e o taină numai de Tine știută. Ce știu însă, Doamne, este că Tu mă vei însoți în tot ceasul zilei, ocrotindu-mă, îndrumându-mă și ajutându-mă să împlinesc toate cele de trebuință trupului și sufletului meu. Arată-mi Tu pe unde să pășesc ca să rămân pe calea bucuriei și a fericirii și fii Tu puterea mea în fața acelor persoane sau situații ce pentru mine par de neînțeles și greu de acceptat. Dă-mi, Doamne, sfântă înțelepciune ca să mă arăt cu smerenie și cu bunătate creștinească înaintea tuturor celor pe care îi voi întâlni în viața mea. Și dă-mi ținere de minte ca să nu uit că Tu vezi toate, știi toate și judeci toate. Amin.